Salutare tuturor! În această săptămână, aproape toate corpurile astrale vor avea o influență echilibrată între bine și rău, cu excepția planetei Mercur, ce ne va afecta în planul comunicării, gândirii și al drumurilor scurte. Totodată, planeta Venus, responsabilă de bunăstare și confort, a trecut deja de la un parcurs negativ la unul echilibrat. Ce sectoare de viață sunt influențate în bine sau în rău pentru fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec. Câștigurile realizate în ultima perioadă, plus susținerea pe care o ai din partea familiei, te vor ajuta să devii mai competent în plan profesional și este posibil să înregistrezi un salt benefic în activitate. Dincolo de asta, dacă nu vei reuși să te distrezi și toată lumea te va evita, de frustrare vei face un rău nemotivat cuiva din jurul tău, dar în viitor ți se va plăti cu aceeași monedă această faptă deloc bună. Taur, toată lumea te va privi cu admirație din cauza situației tale materiale. Intrarea în posesia ta unor bunuri de valoare meritate de drept, dar obținute cam fără efort, dă naștere chiar unor sentimente de invidie. Pe de altă parte, dacă vei avea nemotivat conflicte răutecioase cu membrii familiei sau cu un coleg de muncă, nu faci decât să repeți anumite greșeli din viețile tale anterioare și vei declanșa astfel conjuncturi karmice nefaste care se vor întoarce împotriva ta. Gemen, veniturile obținute prin forțele tale proprii vor înregistra o creștere datorată cumva copiilor tăi și partenerului de viață. Altă cauza a creșterii câștigurilor tale este karma ta pozitivă sau consecința ale faptelor tale generoase din viețile tale anterioare, pe care le poți declanșa acum tot prin fapte bune. Cu toate acestea, din cauza unui eșec într-un anumit domeniu, nu vei mai putea să participi la o petrecere sau să mergi într-o excursie, totul din motive financiare. Rac, vei avea ocazia să faci o faptă bună ajutând un membru al familiei sau un coleg de la locul tău de muncă să facă un salt în viață, într-un anumit domeniu. Acest act de bine, dacă îl vei face, va aduce în viitor conjuncturi benefice sau ieșiri din situații dificile. În altă ordine de idei, poți primi o veste rea despre scăderea veniturilor sau despre creșterea cheltuielilor sau poți afla ceva negativ legat de parteneri sau de relația de cuplu. Leu, vei primi o veste bună în legătură cu o conjunctură favorabilă de care vei beneficia în viitor, iar totul este o compensație indirectă pentru faptele tale bune din trecut. Cel mai probabil va fi vorba despre obținerea unui împrumut sau recuperarea unei datorii mai vechi. O altă veste bună va fi legată de starea ta de sănătate. În schimb, dacă te vei lăsa condus de orgolii într-un conflict la locul de muncă, veniturile tale financiare vor fi afectate. Fecioară, acumulările materiale, situația ta financiară stabilă și buna relație cu partenerul de cuplu te vor ajuta să îți înțelegi mai bine drumul în viață și să înregistrezi o victorie într-un domeniu esențial pentru împlinirea destinului tău. Totuși, faptul că nu reușești să obții un împrumut sau să recuperezi o despăgubire sau o datorie mai veche poate duce la scăderea randamentului tău în muncă, iar situația ta profesională se poate înrăutăți. Balanță. Legătura de cuplu va merge mai bine. Unele forțe nevăzute fac ca lucrurile importante pentru o relație să meargă de la sine. În principal, faptul că toată lumea te apreciează și te susține contează imens, dar și ieșirile la distracții pe care le veți avea împreună vor aduce stabilitate în relație. Pe de altă parte, lipsa unui sprijin în plan financiar pe care te bazaieți va aduce un eșec într-un domeniu în care oricum nu trebuie să te aventurezi. Scorpion, buna situație profesională plus starea ta plină de energie de care te bucuri vor duce la îmbunătățirea situației tale financiare. Vei obține sume de bani din alte surse decât munca ta sau de la alte persoane. Poți recupera datorii mai vechi sau anumite despăgubiri. În schimb, nu vei fi deloc bine văzut de cei din jurul tău din cauza unui eșec într-un anumit domeniu provocat de partenerul de viață prin cheltuieli inutile. Săgetător, în strânsă colaborare cu partenerul de viață, te vei ocupa de îmbunătățiri în cadrul căminului familial și veți profita din plin de banii puși deoparte și de o realizare recentă într-un alt domeniu, care vă ajută să faceți achiziții utile pentru casă și familie. În schimb, starea ta de sănătate poate fi afectată de distracțiile în exces sau dacă te superi pe faptul că cei din jurul tău nu mai au o părere prea bună despre tine și te evită mai mult sau mai puțin motivat. Capricorn este o perioadă în care poți simți pe propria piele ale faptelor tale bune din viețile anterioare. Astfel te vei distra din plin dacă vei merge într-o excursie sau la o petrecere. Peste tot vei fi bine primit. În altă ordine de idei, înrăutățirea temporară a stării tale de sănătate și unele probleme financiare vor duce la dispariția relațiilor de bună înțelegere pe care le aveai acasă cu membrii familiei. Vărsător, beneficiezi de o stare generală bună și un surplus de energie, totul din cauza unor conjuncturi favorabile care apar acasă, în familie sau datorită unor realizări profesionale pe care le ai la locul de muncă. Cu toate acestea, bugetul tău personal poate fi afectat de cheltuieli peste măsură, asta dacă te preocupă prea mult distracțiile sau alte plăceri ale vieții. Pești, ai o perioadă favorabilă pentru distracții și te poți bucura de tot ce îți face plăcere. Toată lumea te încurajează și beneficiezi de susținere materială din partea multor persoane pentru a te relaxa și a te simți bine. În alt context, relația de cuplu poate fi afectată de problemele pe care le întâmpini în desfășurarea activității tale profesionale sau de intrigile unui alt membru al familiei. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui, pe drumul cunoașterii binelui și al răului.